Reprezentanții asociațiilor de tineret din cuprinsul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și delegații sectoarelor centrelor eparhiale responsabile de activitatea cu tineretul au participat astăzi la o întâlnire consultativă. Întrunirea a avut loc la Centrul pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din București. Astăzi a fost rândul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei să organizeze o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor și organizațiilor non-guvernamentale de tineret. Evenimentul a reunit 35 de participanți. Întâlnirea aceasta este ultima dintr-o serie de 6 întâlniri la nivelul centrelor metropolitane. Ne dorim ca prin aceste întâlniri să creăm contextul sau cadrul general în care putem realiza activități cu tinerii, atât centrele eparhiale cât și asociațiile de tineret. Am realizat aceste întâlniri pe centre metropolitane, deoarece fiecare zonă geografică are contextul social al ei sau contextul de activități specifice. Fiecare eparhie desfășoară activități bogate cu tinerii, cu copii, activități cateretice, misionare, sociale, filantropice, dar punctul de pornire unde ar trebui să lucrăm cu toți este acela de a răspunde nevoile tinerilor. La această întrebare dorim să răspundem în cadrul acestor întâlniri. Cum putem realiza ca toate aceste activități să vină în sprijinul tinerilor, să-i ajutăm pe ei să dezvolte în biserică și să fie modulare via lui Hristos? În cursul anului 2018, centrele eparhiale prin departamentele de tineret au inițiat 148 de proiecte cu caracter cultural, teologic, educațional, misionar și social-filantropic. Fiecare reprezentant a expus astăzi activitățile și proiectele destinate tinerilor. În responsabilitatea sectorului intră și învățământul religios și aici am putut puncta participările noastre la olimpiade, dar și la concursurile de cultură și spiritualitate. Consfătuirile cu profesorii de religie, am fost influențat în inițierea titlului profesorul anului de la o altă activitate dintr-o altă episcopie. Am auzit-o și mi-a plăcut și am implementat-o și la Tulcea. Este o altă tabără gratuită care se realizează apropierea orașului Măcin de astronomie și astrologie și împreună cu profesorii de geografie am putut oferi tinerilor noștri liceeni un sejur așa de câteva zile cu cortul, foarte gustat și apreciat. Împreună cu seminarul teologic am făcut diverse activități, donare de sânge, concurs împreună cu Ascorul, apoi activități cu o serie de grădinițe din municipiu. Cred că scopul întâlnirilor cu tinerii este să îi facem să se îndrăgostească de Hristos. Centre unde vă puteți întâlni cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie sunt două în Episcopia Giurgiului, Centrul Gavril Durgărnescu de la Bolintin și de curând Centru Acoperământul Maicii Domnului Varlam de la Adunații Copăceni. Așadar, vedeți că Preasfințitul se apropie foarte, foarte mult de București și vă așteaptă cu mare drag. De asemenea, deosebit de ce am auzit până acum, sigur vor fi și în alte episcopii aceste activități, sunt activitățile axate pe casele de tip familial. Casele de tip familial au 10-15 copii orfani sau părăsiți de părinții lor. Ne ocupăm de tinerii noștri, vin la biserică, îi premiem, dar acești copii din casele tip familial au foarte puține șanse de a reuși în viață. Participanții au căutat soluții și la dificultățile cu care se confruntă în realizarea activităților cu tineretul. Noi avem o foarte mare problemă vis-a-vis de ceea ce înseamnă închegarea sau coagularea anumitor grupuri de tineri, pentru că în momentul în care ei pleacă de la facultate, în diverse orașe, fie Pitești, fie București sau în alte părți, este foarte greu de adus înapoi ca să vină acasă în weekend să mai faci și activități cu ei. Cu toate acestea, în Episcopia Alexandrei și Telormanului am avut în 2018 fericitul prilej de a organiza prima întâlnire a tinerilor ortodoxi telormăneni, desfășurată la Mănăstirea Pantocrator de la Drăgănești de Vlașca, organizarea Marșului pentru Viață. O activitate deosebită în eparhie este participarea peste 1200 de copii la Crosul Bucuriei. În fiecare protoierie se organizează un cros intitulat Alergând spre Biserică, pentru că sosirea se face întotdeauna în fața bisericii și etapa finală are loc la Pitești, cu premierea participanților. Legat de Ascor, noi ne-am confruntat cu o situație aparte la Argeș, pentru că s-a desființat departamentul de teologie pastorală, au plecat tinerii care au absolvit acolo pastorala și acum
în urma dizolvării ASCOR-ului, reînființăm, reactivăm această asociație la secțiile de teologie, asistență socială și artă sacră. Desfășurăm foarte multe activități cu tinerii, atât la nivelul întregii eparhii, cât și la nivelul parohiilor și a unităților de învățământ. Activitățile noastre se derulează în baza unui program cadru care cuprinde 8 subprograme, de la activitățile de cateheză și de implicare social-filantropică până la activitățile care privesc felul în care ne raportăm față de mediul înconjurător și întâlnirile pe care le putem face cu tinerii pentru ca astfel să le putem auzi vocea și glasul. Din punctul nostru de vedere, considerăm că trebuie să vedem în ce măsură activitățile pe care noi le adresăm tineretului sunt activități cu tinerii sau sunt activități pentru tineri. De aceea încercăm să adresăm fiecarei parohii și fiecarei ligi îndemnul de a asculta în primul rând problemele tinerilor, intențiile lor și a le răspunde cu prietenie și mare sensibilitate, pentru ca în urma acestei percepții a întrebărilor pe care ei le au să poată realiza programe benefice pentru ei. Au fost analizate și activitățile organizate de Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi Români, filiala București, Liga Tinerilor Creștini-Ortodoxi Români și Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Participanții au discutat și despre modelele de bună practică în activitățile cu tinerii și au făcut propuneri de proiecte pentru viitor. Asociația Studenților Teologi Ortodoxi își desfășoară activitatea pe două paliere. În primul rând, noi suntem o asociație reprezentativă studențească și reprezentăm interesele studenților la nivelul facultății noastre, la nivelul Universității din București și la nivel național, noi făcând parte din două federații naționale, Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România. De cealaltă parte, noi desfășurăm activitatea noastră socială, constând în activități și proiecte culturale și social-filantropice. Proiectele noastre cele mai cunoscute sunt concertele cu scop caritativ, concertul de colinde și concertul de Paști. La aceste concerte noi căutăm anumite cazuri care au nevoie de sprijin și prin ajutorul unor coruri consacrate la nivelul Bucureștilor, reușim să adunăm o masă mare de oameni care sunt dornici să se împărtășească de muzica corurilor, dar în același timp și să doneze pentru cauza pe care noi o alegem. Majoritatea activităților vizează întâlnirile cu studenți, care se pot întâmpla sub forma serilor de folk, sub forma serilor românești, dar de asemenea încercăm să facem și conferințe duhovnicești, organizăm chiar duminica aceasta, pe data de 7 aprilie, o conferință la Aula Magna de la Facultatea de Drept a Universității din București cu Părintele Ciprian Negreanu. Încercăm să facem o serie de conferințe în postul mare, în fiecare post, și în perioada sfârșitului de an facem serile filocalice. De asemenea, pentru studenți avem luna decembrie, care este plină de colinde, de activități de colindat, care se încununează de fiecare dată cu marșul colindătorilor. Concluziile întâlnirii consultative de astăzi vor fi prezentate în cadrul unei întâlniri naționale la care vor participa reprezentanții centrelor metropolitane responsabili cu activitatea de tineret și reprezentanții asociațiilor care funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod.